Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ferește-te de mândrie. Mândria merge înaintea pieirii. Proverbe, capitolul 16, versetul 18. Gândește-te la lucrurile care ne fac să devenim mândri. Casa în care locuim, mașina pe care o conducem, diploma de pe perete, oamenii cu care ne întovărășim, funcția pe care o avem. Când ai muncit din greu pentru a ajunge acolo unde ești, ferește-te de mândrie. Apostolul Pavel întreabă, cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Așadar, ce ai de făcut? 1. Analizează sistemul de convingeri referitor la cine ești, ce ai și ce poți face. Domnul Iisus a spus, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan, capitolul 15, versetul 5. Reamintește-ți zilnic, eu sunt mănușa, Dumnezeu este mâna care o umple. Asta te va ajuta să-ți păstrezi o perspectivă corectă. Un al doilea lucru pe care l-ai de făcut, concentrează-te asupra celorlalți, nu asupra ta. Expresia, cine este plin de sine e doar un mic pachet, este adevărată. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora, suntem învățați în Filipeni, capitolul 2, versetul 4. Un al treilea sfat, respectă și apreciază fiecare persoană pe care o întâlnești. Nu clasifica oamenii după statutul social, după rasă, gen sau alți factori distinctivi. Când umbli în smerenie, lumea te respectă, primește opinia ta și nu te suspectează de motive egoiste. Biblia ne spune, în Proverbe, la capitolul 6, citeze la versetul 16, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Astăzi, și de astăzi, ferește-te de mândrie.